Anul acesta vine cu vești bune pentru locuitorii din Bozânta Mare. În momentul de față se lucrează la montarea unei stații de gaz provizorii, iar odată ce aceasta va fi gata, în interval de o lună de zile, populația se va putea racorda la noua rețea de gaz. În cursul acestei săptămâni a început montarea unei stații SRMP în localitatea Bozânta Mare pentru distribuția gazelor naturale. Și în cel mai scurt timp cetățenii din localitatea Bozânta Mare vor beneficia după 20 de ani de această utilitate publică și anume gazul. Odată racordați la noua rețea de gaz, locuitorii din zonă vor avea parte de mai multe avantaje. În primul rând, populația va scăpa de costurile suplimentare care vin odată cu folosirea materialului lemnos drept combustibil, în condițiile în care prețurile la lemn au crescut. Avantajele vor fi foarte mari pentru că cetățenii din localitatea Bozânta Mare și-au dorit și își doresc în continuare gazul la gospodării și ținând cont de faptul că materialul lemnos s-a scumpit, oamenii sunt parte din ei vârstnici, va constitui un mare, mare avantaj să beneficieze de, această investiție. În paralel cu lucrările la stația de reglare și măsurare provizorie de gaz, se lucrează însă și la noua stație. Scopul acestui SRM provizoriu este ca populația să beneficieze în cel mai scurt timp de gaz, iar acum primăria așteaptă acordul de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei pentru a putea permite populației să se racordeze.